Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii de ICOT au efectuat astăzi la primele ore ale dimineții 63 de percheziții în Câmpul Lung și în Pitești pentru destructurarea a 4 grupuri infracționale. Vizate au fost 52 de persoane bănuite de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Acțiunea a fost una de amploare, dat fiind faptul că s-a colaborat cu autoritățile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Regatul Belgiei. Activitatea infracțională a fost desfășurată în România, cât și în Marea Britanie, Belgia, Elveția, Germania, Cehia și Spania. În Mușcel au avut loc 10 percheziții, locațiile fiind în Câmpul Lung și Comuna Rucăr. Alte 53 de percheziții au vizat domicilii ale unor suspecți din Pitești. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2009, membrii celor 4 grupuri infracționale organizate ar fi recrutat prin inducere în eroare sau ar fi determinat mai multe tinere în vederea practicării prostituției în Elveția, Germania, Marea Britanie, Belgia, Cehia și Spania, zona Ibița. Banii obținuți ar fi fost folosiți la cumpărarea de bunuri pe numele membrilor grupurilor infracționale organizate sau pe numele unor persoane din anturajul acestora. Din aceste activități, persoanele vizate ar fi obținut prin transferuri bancare circa 5 milioane de euro. Dar nu i-am întrebat cu ce se ocupă, sunt niște oameni cu minți. Eu mă văd mereu pe doamna aducând fetița la grădiniță. Sunt familie? Sunt familiști? Da, sunt familie. Sunt tine? Da. Nu v-au atras niciodată atenția? Adică... Niciodată, chiar să zic că niște... am mai avut mai înainte, când era altcineva, să totdeauna era... Zgomotea asta, liniște, liniște... Dar stau cu chirie, doamnă, sau sunt proprietari? Eu știu că sunt proprietari, dacă... Că sunt mai mulți frați, le-am primit mama și au rămas... Stau de mult cu dumneavoastră în bloc? De când știu eu, de asta, văd mama lor, au stat mama lor înainte, a murit și au rămas copii, frați. Pe la ce oră a venit poliția? De dimineață, nu știu, 5-6. Au fost dedicați 151.910 euro, 170.483 de lei, 30.100 de franci elvețieni, 720 de dolari americani, 3.800 de coroane suedeze, 24 de laptopuri, 92 smartphone-uri, 9 tablete, 500 de grame de aur, în bijuterii, un grinder, un pistol cu aer comprimat și 4 cartușe de carabină deținute ilegal, 34 de ceasuri de lux în valoare estimată de circa 210.000 de euro. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurator pe 2 terenuri estimate la circa 100.000 de euro, 8 autoturisme de lux estimate la 200.000 de euro și 8 imobile estimate la 1.200.000 de euro. 35 dintre membrii grupărilor au fost conduși la sediul de ICOT, Serviciul Teritorial Pitești, în vederea dispunerii de măsuri legale.